Luminița Barcari, fostul șef al Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, a obținut suspendarea Ordinului Ministrului Educației, prin care era revocată din funcție. Aceasta a atacat în instanță Ordinul Ministrului și, deși procesul continuă pe fond, deputatul Gheorghe Tinel a afirmat în cadrul unei conferințe de presă că sunt șanse ca Luminița Barcari să revină la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Ialomița. Primul subiect e legat de soluția temporară, zic eu, dar sper să fie și definitivă în cazul Luminița Barcari. Acum 2 săptămâni, cred că sunt, 3 săptămâni, mint, aici, în conferința de presă, ne-am întâlnit și v-am explicat că ordinul emis de Liviu Popa este ilegal. Am învățat-o și am susținut-o pe Luminița Barcari să ceară suspendarea până în aplicare ordinului și concomitent să atace în instanță punerea în aplicare a ordinului, efectivă. A obținut suspendarea ordinului, ceea ce e un lucru foarte bun, și sper, care este și executor, sper că astăzi Luminița a obținut acel certificat de grefă de la Curtea de Apel București și sper că de luni încolo să avem inspector general școlar pe Luminița Barcari. Președintele PNL Ialomița, deputatul Gheorghe Tinel, a discutat și despre situația de la nivel național generată de cei 3 miniștri care și-au anunțat demisia din guvern și de cei care îi pot înlocui. Paul Stănescu este, prin grația partidului, președintele, de vreo 2 luni de zile, președintele Comisiei de Agricultură în Camera Deputaților. Nu m-a mirat, e decizia PSD-ului, l-au adus, că știți că la agricultură se pricep cam toți și la fotbal. L-au adus președintele Comisiei de Agricultură. Mirarea mea nu este că l-au adus președintele Comisiei de Agricultură. Dom'le, asta este. Nu e segment sau un domeniu prioritar pentru PSD. Mirarea mea este ce caută la Ministerul Dezvoltării Regionale. Mă uit la Ministerul Transporturilor. Eu știam că Stroie se ocupe de raja, nu? Își derulase niște, început să se deruleze niște contracte, Ialomița e plină de raja de la Constanța, dar să-l văd la Ministerul Transporturilor. E doar propunere. Doar propunere. Deci, să nu vă închipuiți că dacă e doar o propunere, nu va trece. Un alt punct al conferinței de presă a vizat activitatea consilierilor județeni și municipali ai PNL Ialomița. Lucrurile sunt înțelese și mă bucură faptul că toți consilierii județeni ai Partidului Național Liberal înțeleg care trebuie să fie atitudinea lor în Consiliul Județean. La Consiliul Municipal Slobozia, pentru că despre Consiliul Municipal Slobozia este vorba, am avut o rundă de discuții, am cerut niște clarificări, pentru că sunt câteva voturi exprimate de consilierii noștri municipali care nu sunt în concordanță nici cu interesele celor care le-au trimis acolo și nici cu interesele politicii Partidului Național Liberal în județul Ialomița și în municipiul Slobozia. Și mărturisesc că cred eu, săptămâna viitoare, cam pe miercuri, joi, lămurim definitiv lucrurile la Consiliul Municipal Slobozia. Vedem cine crede că se poate înhăma și continua strategia politică și pune în aplicare principiile Partidului Național Liberal în Ialomița, cine nu crede că poate să continue și trebuie să facă un pas în spate. Deci lucrurile astea vor fi clarificate și la municipiul Slobozia, pentru că, într-adevăr, ca imagine publică, cele 2 Consiliul Județean Ialomița și Consiliul Municipal Slobozia sunt cele mai importante. Asta nu înseamnă că activitatea parlamentară sau activitatea în celelalte consilii municipale, de exemplu la Fete sau Orășenești, Sândărei, Amara, Căzădești, Fierbin și Urziceni nu sunt la fel de importante, dar Slobozia și Consiliul Județean se văd de obicei cel mai bine, sunt cele mai vizibile.